Salut, eu sunt Gicu și astăzi am să vă prezint pozele vândute pentru prima săptămână de martie 2022. Și s-au vândut poze, dar foarte puține în prima săptămână. La voi tot așa? Nu e stabil uneori, dar ce să-i faci? Pe urmă merge mai bine. Așa merge treaba cu pozele stock și am să vă arăt ce poze s-au vândut doar pe 3 agenții. Și am făcut și poze noi, am făcut, sunt încă pozele needitate, că n-am avut timp, dar le voi edita poate în seara asta și voi edita video, sper să reușesc pe toate. Pozele sunt în format RAW și trebuie să le editez, că nu le primește Adobe Premiere ca să le import acolo. Asemenea, format de video, de fapt îmi scriu de pe PC, dar la PC microfonul i s-a descărcat bateria, așa că n-am cum îmi scrie vocea și îmi scriu acum acest video de pe telefonul meu și pe urmă o să includ pozele în video și asta e. Hai să vedem pe ce agenție și pe ce loc se află și cât am făcut. Foarte puțin am făcut ca în ultima săptămână de decembrie 2021. Dacă țineți minte, atunci tot cam puțin am făcut, fix atât am făcut. E bine, pe primul loc se află Adobe Stock și s-a descărcat o poză la 99 de cenți, o poză cu numărul 14. Am spus că aceste serii de poze vor face până la numărul 100 și deja numărul 14 s-a vândut. S-a vândut numărul 14 și pe Shutterstock în săptămânile care au trecut, în ianuarie, nu mai țin minte, dar tot s-a vândut și cel mai des asemenea poze se vând pe Dreamstyle. Dar văd că a început să vândă și pe Adobe Stock și îmi pare bine. Pe locul numărul 2 se află Shutterstock și s-au vândut doar 5 fotografii la 84 de cenți, doar foarte puțin. Din partea lui, asta e, dar n-ai ce-i face. Și pe Shutterstock am vândut poze ca răsaduri de roșii. Această poză am fotografiat-o în primăvara 2020. Se vinde periodic niște insecte pe o suprafață de metal pe care am fotografiat-o acum în toamna 2021 și îmi pare foarte bine că s-a vândut iarăși, se vinde frecvent această poză deja și pot să zic încă că e o poză nouă. Aici s-a vândut o poză care extrageam spumă din mâncare și când făceam mâncare, care am fotografiat-o încă din 2018 cu telefonul, atunci încă nu aveam aparatul DSLR și îmi pare bine că s-a vândut. Și s-a mai vândut încă o poză cu răsad de sequoia, pe care o cultiv până când în ghiveci, foarte mic arată în poză și crește încet și am fotografiat în august. Se vinde uneori deja pe Shutterstock și pe Adobe Stock la fel se vinde această poză. De asemenea, poza de top s-a vândut iarăși, deja cred eu că ați ghicit care e poza cu perele în copac, s-a vândut încă o dată pe Shutterstock. Pe locul numărul 3 se află Dreamstime, a vândut o fotografie în săptămână la 35 de cenți și a vândut niște butași de cactus pe care eu i-am înmulțit și deodată i-am fotografiat pe fundal de lemn în februarie anul trecut, în 2021, și s-a vândut anul acesta acum, în prima săptămână de martie, și îmi pare bine. Ei bine, astea sunt pozele care s-au vândut în prima săptămână de martie 2022 și am făcut doar 2,18 dolari, ce puțin, ca cum am zis. Și în o săptămână de zile s-a vândut 7 poze. Puține. Acum am să vă arăt pozele pe care le-am făcut în prima săptămână de martie 2022 și am făcut poze cu plante prin casă, pe aici, prin camera mea și o să vedeți, trebuie să le editez ca să le pot importa în Adobe Premiere și să le încarc pe agențiile foto din formatul RAW în JPEG. Până când nu știu ce număr de poze am făcut, dar am să scriu în video. Și clipul video nu am făcut, dar mă voi strădui și voi face când va mai înverzi vremea. Asta e. Vizionare plăcută la aceste poze pe care le-am făcut. Thank you.
Ei bine, sper că v-a plăcut acest video. Dacă doriți să deveniți contributor pe Shutterstock, pe alte agenții, link-ul sunt în descriere și vă mulțumesc foarte mult pentru înscriere. Mă ajută foarte mult. Și mă ajută foarte mult pentru vizionarea până la capăt. Cu voi a fost Gicu. Mulțumesc! O zi cât mai frumoasă și nu uitați de clopoțel. Până data viitoare!